Ce faci mai acolo? Uite ce să fac. Caut un electrician, că mi s-au stricat toate prizile și am nevoie de cineva care să le repare. Adică vrei să spui că la mine în casă cauți un străin să vină să-mi repare mie prizele? Aoleu, iar începi. O amărtă de priză crezi că nu știu să o repar? Cum așa? Ai mă, Serghe, că așa ai zis când o spart țeava de la baie, că eu o repar. Și ai lipit-o. Cu ce? Cu scoci! Țeava de la baie, lipit-o cu scoci. Păi dacă mi-ai aruncat guma de mestecat la gunoi? Unde ai mai văzut tu în lumea asta cineva care să lipească țeava de la baie cu gumă? Tu ești sănătos? Păi nu chiar o de-aia bună, avea așa slogan. Huba buba și la țeavă repar buba. Bam. Data trecută mi s-o ars un bec și am gătit 3 luni de zile la lumina lunării. Păi nu te plângeai tu că nu mai avem atmosferă romantică când mâncăm? Și într-un final, când ai decis că trebuie să fie reparat acel bec, ce ai făcut? Ai chemat 3 prieteni. Că vai, vezi, Doamne, că-i muncă în echipă. Ce muncă în echipă a fost acolo? Păi da, mă, dar așa să muncești. Unul bea bere și doi te susțin moral și te concentrezi asupra muncii ca să... Și la final v-ați îmbătat toți ca porcii. Și tot eu trebuie să le schimb. Păi și nu tot datorită nu ai reușit să schimbi? Da, ce să zic, ce speaker motivațional de reparat de becuri te-ai devenit? Păi dacă voi v-ați îmbătat, ați căzut grămadă unul peste altul și eu așa am reușit să mă cațăr pe voi și să schimb becul. La fel și cu mașina, când s-a stricat, a nu, că o repar eu, că aia de la service mă jecmănesc și ai reparat-o. Păi și nu am reparat-o? Tu ai chemat toți vecinii și ați făcut grătar cu capota deschisă la mașină. Păi dacă avea motorul gata încins? Ai măi, Serghei, măi, nu vezi că nu te pricepi? Hai, las orgolul și hai să chemăm un specialist, că sigur o să fie mai bine. Și orgolul dragă, că eu n-am niciun orgoliu. N-am chemat un specialist când s-a stricat routerul. Eu dacă e nevoie, îl chem, dar aici mă pricep. Doar după ce ai realizat că fără router nu mai poți mai joci FIFA. Tu vrei să demonstrezi la lume că de meseriaș ești tu. Eu cred că tu ai fi în stare să mergi la Cascada Cailor, să-ți pui pantalonii în vine, să-ți iasă linia vieții de la fund, să-ți pui creionul după urechi și zici, hai iubita, hai să rezolvăm scurgerea asta, dă-mi guma, o gumă îmi trebuie. Bă, nu chem pe nimeni, că toți care vin vor să-i jăconească. Nu te jecmănește mai nimeni, doar spun că cine dracu a reparat înainte, că iau de ce dezastru a lăsat. Păi cum, că nu era niciun dezastru? Cum să nu fii dezastru, că ăștia și-au făcut și un nou tip de serviciu pentru tine. Acum au serviciu normal, reparăm tot ce e stricat și serviciu profesionist, adică pentru tine, reparăm tot ce a reparat soțul tău înainte. Nu mă interesează, bă. Eu m-am putut repara priza, că asta e ușoară de făcut. Bine, fie. Ce cu aia? Păi, avem două opțiuni. Ori te curentezi și ți-am aprins o lumânare, ori... Exact, despre asta vorbeam. Ori mâncăm romantic până chem un specialist. Hai mă, iubita, că nu e așa de rău cu lumânarea.